Elon Musk a avertizat că primii oameni care vor fi trimiși pe Marte ar putea muri vorbind cu Peter Diamandis al Zero Gravity Corporation. Musk a depășit discuțiile despre Marte ca sursă de evadare pentru cei mai bogați oameni din lume și a dezvăluit aspecte mai puțin plăcute cu care se vor confrunta primii exploratori de pe Marte, scrie Digi24. Este posibil să mor, va fi inconfortabil și probabil nu vei avea mâncare bună, a spus Elon Musk, subliniind încă o dată riscurile. El a spus sincer, o grămadă de oameni vor muri probabil la început. Miliardarul SpaceX a recunoscut că nu este o treabă pentru toată lumea, dar a adăugat că va fi o aventură glorioasă și experiență uimitoare. Nu este pentru prima dată când Musk a declarat clar și răspicat că misiunea sa pe Marte nu va fi un picnic al bogaților, potrivit de Independent. La o conferință virtuală din septembrie anul trecut, Musk a spus că ajunge la Planeta Roșie nu este partea dificilă, dar pregătirea planetei pentru a susține viața umană este etapa dificilă. A ajunge pe Marte, cred, nu este problema fundamentală, a spus el. Problema fundamentală este construirea unei baze, construirea unui oraș pe Marte care să se autosustină. Vreau să subliniez că acesta este un lucru foarte greu și periculos, nerecomandat celor slabi de inimă. Sunt șanse mari să mor, va fi greu, dar va fi extraordinar dacă va funcționa, a spus el. Musk consideră că vom avea oameni pe Marte până în anul 2026 și vrea ca 1 milion de oameni să ajungă să trăiască pe planetă până în anul 2050.